multe misiuni în, cu incidență asupra unităților de învățământ. Misiuni care includ atât activități de control, cât și activități de informare preventivă și cele care țin de avizarea, autorizarea construcțiilor cu destinația de învățământ. Eu am făcut o analiză, având în vedere că activitățile se desfășoară pe tot parcursul anului, am făcut o analiză în, pentru perioada ianuarie-iulie 2024, perioada în care au fost executate un număr de 33 de controle de prevenire, pe timpul cărora au fost constatate 154 de deficiențe, dintre care 7 au fost înlăturate și au fost totodată aplicate sancțiuni contravenționale sub formă de avertisment, număr de 140, și 8 amenzi contravenționale, dintre care 6 pentru funcționarea fără deținerea autorizației executate la incendiu. Cuantumul amenzilor aplicate este de 153.000 de lei, dintre care pentru funcționarea și punerea în funcțiune fără deținerea autorizației executate securitate la incendiu 150.000. Cum spuneam, activitățile de control includ și activități de informare preventivă, care au fost un număr de 12 pe parcursul perioadei menționate, sub forma unor exerciții de evacuare și intervenție, 40 de instruiri la care au participat atât personal didactic cât și elevi, un număr de 1468 și pe parcursul acestui control au fost analizate situația unității de învățământ cu factorii de conducere. Trecând în direcția, în partea care ține de avizarea și autorizarea construcțiilor cu destinație de învățământ, care este un subiect destul de sensibil și a fost dezbătut în ultimii 6-7 ani, pe parcursul anului 2024 au fost emise 7 autorizații executate la incendiu pentru clădiri noi ale unităților de învățământ, 6 pentru clădiri existente la care s-au făcut modernizări, extinderi, reabilitări și au fost depuse 14 solicitări pentru emiterea autorizației executate la incendiu. În ceea ce privește atât deținerea autorizației de securitate la incendiu, cât și dotările principale ale unităților de învățământ, vă prezint și niște indicatori centralizatori, și anume 164 de clădiri din județul Neamț, clădiri cu destinație de învățământ, au autorizații de securitate la incendiu. Pentru 543 nu este necesară emiterea acestei autorizații, deoarece sunt construcții vechi, dinainte de anii 90, care nu au suferit aceste modificări. Necesitatea emiterii unei autorizații în cazul acestor construcții se apare doar în situația în care apar modernizări sau reabilitări extinderi. Un număr de 18 construcții funcționează fără deținerea autorizației de securitate la incendiu. Un număr care cumva se menține la o medie de 17-18, fluctuează foarte puțin. Această listă a clădirilor care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu este într-o continuă dinamică, adică nu sunt aceleași construcții care funcționează fără acest act normativ în ultimii 7 ani, dar dintre ele sunt și care persistă cu această situație. 51 de clădiri sunt dotate cu hidranți interiori sau exteriori de incendiu, 70 sunt echipate cu instalații de decretare, semnalizare și alarmare incendiu și 261 sunt echipate cu iluminat de securitate pentru evacuare. În ceea ce privește dotarea cu instalații de detecție, cât și cele de hidranți interiori și exteriori, fac precizarea că anumite categorii de construcții, chiar cu destinații de învățământ, este obligatoriu să fie dotate cu aceste instalații. Totul ține de suprafețe, de număr de utilizatori, dacă au suferit sau nu
modernizării de la darea în folosință, astea fiind principalele aspecte care, de care trebuie ținut cont când analizăm aceste numere. Dacă se dorește ulterior, se pot furniza și o listă nominală a unităților de învățământ care funcționează fără autorizație discutată în cediu sau le pot spune acum. Avem școala gimnazială Tămășeni, un corp de grădiniță, care e inclus și un dispensar în satul Tămășeni. Comuna Petricani are două obiective care funcționează fără autorizație, un corp de școală din satul Țolici, în același sat un centru comunitar integrat, clădirea din strada Obor, care aparține grupului sportiv școlar, din cadrul liceului cu program sportiv, Piatra Neamț, Colegiul Național Gheorghe Asachi, sală de sport, în cadrul Colegiului Tehnic Gheorghe Cadianu, ca urmare a relocării unei grădinițe, a fost amenajat un spațiu și pentru care trebuia obținut autorizație executată la incendiu. Grădinița particulară Hristos Rege, Piatra Neamț, școala gimnazială Cordun, a fost o reabilitare a corpului din satul Pildești, școala primară Pietrosu, comuna Uniceni, școala cu clasele 1-8, comuna Văleni, școala cu clasele 1-8, sat Filioara, comuna Gapia, grădinița aparținând școlii gimnaziale Nicolae Grigorescu din comuna Gapia, sat Gapia, clubul copiilor Târgu Neamț, școala profesională Oglinzi, comuna Răucești, școala gimnazială Iulia Hlăucescu, care are un corp de grădiniță, care funcționează fără autorizație, școala primară Elisei Piatra Neamț, aparținând bisericii pentecostale, școala gimnazială Nicolae Apostol, comuna Ruginoasa, grădinița cu program de prelungiri numărul 2, corp de orașul Târgu Neamț. Dintre cele 18 obiective, școala gimnazială Tămășeni și liceul program sportiv au să mențină această listă de o perioadă destul de lungă de timp, cred că aproximativ 6-7 ani. Încercăm în fiecare an să acordăm asistență tehnică în ceea ce privește obținerea acestei autorizații și este primul an în care aplicăm și amenzi contravenționale. Până în 2024 am încercat să ne axăm mai mult pe partea de asistență tehnică. Aceste sancțiuni au fost aplicate nu conducerii sau nu unităților de învățământ, ci autorităților publice locale care sunt proprietari ai acestor construcții și au puterea efectivă de a duce la îndeplinire această sarcină. Vă mulțumesc. Mulțumim. Acestea au fost activitățile desfășurate de către IPJ Neamț, IJJ Neamț și ISU Neamț în domeniul siguranță școlare. În cazul în care aveți întrebări, vă rog. ISU, la cât se ridică amenda la Tămășeni și pentru LPS, adică primăria Tămășeni și primăria Piatra Neamț? Care e cuantumul? Încă nu a fost executat control la liceu program sportiv. Îl executăm pe timpul controlului de fond la municipiul Piatra Neamț, care o să se desfășoare în luna octombrie. Adică nu toate construcțiile cu care nu dețin autorizații au fost controlate pe parcursul anului. Încă nu am. Și la Tămășeni? La Tămășeni nu am cuantum exact notat aici, dar dacă nu mă înșel, cuantum a fost stabilit de 20.000 de lei. Acesta este cuantumul, plata sau autoritatea publică locală trebuie să plătească jumătate din minim. Și încă o întrebare, la Cardian spuneați că funcționează o grădiniță de la școala 6, mi se pare că e acolo. Da. Anul trecut, în anul școlar 2023-2024, acea unitate de învățământ în care au învățat copilașii de la altă grădiniță, a avut autorizație din partea dumneavoastră? Nu. Altcineva? Bună ziua!
Liceul Teologic Episcopi din Roman. Acolo a fost contractată o expertiză de către proprietar, administrator, cum ai zis, în iulie. Și această expertiză, privind structura de rezistență a clădirilor, corpurilor instituției de învățământ, ar trebui să dureze și până la 60 de zile. Elevii, deci, se vor întoarce în bănci. Cred că acest aspect a fost discutat în ședința Comitetului Județean pentru situații de urgență și de aceea vă întreb dumneavoastră, dar nu sunt la părere. Dar nu sunt în temă, pentru că nu fac parte din Comitetul Județean și nici nu cred că aspectul, dacă bănuiesc că expertiza tehnică a fost făcută pe rezistență, nu pe securitatea la incendiu, da. Nu intră sub incidența activității pe care o desfășor eu. Am înțeles. Bine, mă voi adresa colegilor dumneavoastră. Mulțumesc. Pentru reprezentantul IPJ Neam, aș vrea să vă întreb, nu am auzit în discursul dumneavoastră spunând ceva despre programe privind combaterea propagării materialelor pornografice între ele. Pentru că se întâmplă acest lucru foarte des. Se întâmplă să primim și noi anumite ponturi prin care suntem anunțați că elevii în pauze nu fac altceva decât să creeze astfel de video între ei. Și dacă aveți în vedere așa ceva în viitor? Evident, în cadrul activităților desfășurate de către colegii mei, avem în vedere multe alte teme, printre care și cea pe care ați expus-o dumneavoastră, a materialelor video, în care se prezintă minori în diferite ipostaze sau care distribuie între ei videoclipuri, precum și teme pentru prevenirea infracțiunilor săvârșite în mediul online. Evident, este o paletă foarte largă de activități pe care o abordăm și acționăm în funcție de datele și informațiile pe care le avem și în funcție de particularitățile grupului unității de învățământ. Ați vorbit măcar despre un plan de măsuri, adică acest fenomen cum ar putea fi combătut în rândul lor și nu mă refer la aceste materiale propagate în timpul lor liber, ci la școală. Sunt materiale pe care le fac, fie în toaleta instituțiilor de învățământ, fie pe hol, fie chiar în case, de multe ori. Sigur că da. Se discută și se are în vedere luarea unor măsuri pentru a se preveni accesul în unitatea de învățământ al elevilor, nu neapărat în unitatea de învățământ, dar la intrarea în unitatea de învățământ să lase telefonul într-un anumit loc stabilit de conducerea unității de învățământ pentru a nu avea acces la el pentru distragerea atenției sau săvârșirea unor astfel de fapte. Înțeles. În privința consumului de droguri, la fel se vorbește de ani de zile despre faptul că în rândul elevilor sunt infiltrați tot felul de furnizori, să le spunem, da, elevi ca și ei, care, mă rog, livrează aceste substanțe interzise celorlalți elevi. La fel, aici nu am auzit în ultimii ani să se efectueze, să se pun flagrant sau să fie organizată o astfel de acțiune. Au fost permanent sunt organizate astfel de acțiuni punctuale și de câte ori am avut date, le-am transmis colegilor specializați pentru a combate care sunt specializați pe această linie de muncă. Noi desfășurăm activități în unitățile de învățământ. Polițiștii care de ordine publică, de poliție rutieră, care desfășoară activități de menținere a ordinii publice și supraveghere de trafic rutier în zona unităților de învățământ. Evident că de fiecare dată când au avut informații sau li s-a ridicat suspiciunea că o anumită persoană ar avea asupra ei substanțe interzise sau ar fi fost sub influența unor astfel de substanțe, au intervenit. Nu, mai am o singură întrebare, vă rog dacă îmi permiteți. Haideți să-i permitem o ultimă întrebare și ulterior. Privind livrarea de produse, nu de tutun tradițional, ci acele automate, da, aparate care sunt în... Da, acele... În automate. Vehicule, așa. Da. Știu că la un moment dat, cel puțin în România, au fost închise, sigilate, după care au fost desigilate.
legea 349 din 2002 interzice comercializarea prin automate a oricăror produse din tutun, inclusiv a celor vehicule. De asta acel automat a fost sigilat, a fost aplicată sancțiune contravențională și a fost dispusă măsura suspendării activității. Dacă a fost desigilat, cu siguranță colegii mei au intervenit din nou și au aplicat din nou sancțiuni contravenționale. Mulțumesc, vă rog. Aveți cei din clasa noastră vârsta la care aveți copii sau de a avea copii de vârstă școlară și apropo de situația prezentată de domnul comisar Ciurac cu 36 de infracțiuni în doar 6 luni, vine mai mult de una pe săptămână. Situație ipotetică. Aveți copii la școală, undeva școală la 5-700 de metri, poate merge copilul și pe jos, mai multe să parcați, dar fiind climatul ăsta cu infracțiuni de violență, amenințare, vătămare corporală, furt, etc. De la ce vârstă a copilului v-ați lăsat copilul să meargă și să vină de la școală, mai ales în ipoteza la școli care funcționează în două schimburi, este luna noiembrie și termină orele la 6-7 după amiază. Să meargă pe jos. Am înțeles. Ca să vă răspund. Și care din așteptare dorește să răspund. Ca să le luăm pe rând, sunt părinte, am doi copii născuți și unul pe drum. Și dacă ne uităm în această situație, cele 36 de infracțiuni, dintre cele 36 de infracțiuni, dacă mi aduc mine aminte, nu cred că le-am defalcat aici, dar o mică parte sunt săvârșite în zona adiacentă unităților de învățământ. Cele mai multe infracțiuni, fapte, au fost sizate în incinta unităților de învățământ. Apropo de climatul general și din jurul școlii, de pe stradă. Am înțeles. Comparativ cu anul școlar anterior, avem o scădere pe infracțiunile sezizate, deci mediul școlar consider că este unul mai sigur. De părinte. De părinte, da. Nu de cine. Azi l-am văzut. Am înțeles. Consider că în România este un mediu de ordine și siguranță publică ridicat. Inclusiv în ceea ce privește zona adiacentă unităților de învățământ. Ne-am mai adăugat la primatul ăsta ceea ce avem din informații regulare, Institutul de Poliție sau Tricot, drogurile de la poarta școlii, buile cu care ajunge la șantaj, gerul taxe de protecție. Evident că în momentul în care am primit informații, l-am transmis mai departe colegilor noștri și vă încurajăm și pe dumneavoastră, dacă aveți informații, să ne le furnizați, să o faceți, iar cu privire la situațiile de care faceți vorbire, de bullying, de acte de violență sau alte acte de șantaj mai grave de care ați spus mai devreme, de fiecare dată când am fost sesizați, s-au intervenit prompt și cu seriozitate și s-au luat măsurile ce s-au impus. Și a doua întrebare și ultima. Evident că multe din aceste tipuri de infracțiuni se cadează în tipologia celor care ajung în anchetă doar la reclamația prealabilă a plății vătămate, evident de aceea. Întrebare. În ultimul timp, în ultimul timp, nu neapărat statistici, ca situație de răsare. Ați avut reclamații penale la această structură pe care o conduceți cu privire la bullying-ul îndreptat împotriva unor elevi de către cadre didactice, eventual mai exaltate, mai cu șprițul în nas, mergând pe premisa că astfel de reclamații, de fapt, vârf adică. Spatele unei reclamații sunt mai spune o faptă care nu sunt reclamate, că toată lumea minte mâine. Deci ați avut și reclamații care vizează profesorii. Acum să vedem ce înseamnă bullying-ul. Că bullying-ul se referă la faptele cu violență dintre elevi. Deci nu dintre un cadru didactic și elev. Dintre elevi și conflictul să fie violența fizică, psihologică sau verbală să fie repetată.
privire la partea a doua întrebării dumneavoastră. Cărțuire, am avut, am avut și am avut și reclamații cu privire la purtări abuzive ale unor cadre didactice, care s-a întocmit dosar penal și au fost trimis în judecată. Cam câte opinia a fost mai multe? Cred că în ultimul an... Două. Două cadre. Ok, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Alte întrebări? Sau, dacă mai aveți alte întrebări, vă mulțumim și vă mai așteptăm.